pe românește. Pernă, iar nu perină, ne este astăzi nucleu de expresie și de poveste. Dacă ne uităm la perină ca articol în dicționarele explicativ și academic, vedem trimiterea spre pernă, varianta considerată corectă. Dicționarele ortografice confirmă acest lucru, întrucât este înregistrată doar varianta pernă. La plural, perne. Spunem că i-a căzut cuiva perna atunci când e vorba despre pierderea unui avantaj. A-i cădea cuiva perna înseamnă chiar a-i merge cuiva mai puțin bine. Mereu e loc de mai rău. A muri fără pernă la cap se folosește pentru a muri singur și în mare sărăcie. Indispoziția poate fi descrisă așa: a se trezi cu fața la pernă. Pernă de călcat, pernă de aer, pernă de fluid, pernă magnetică, pernă electrică, pernă de zgură și perina lui Eminescu. Răsfiratul păr de aur, peste perini se împrăștie, tâmpla bate liniștită ca o umbră viorie și sprâncenele arcate, fruntea albă, i-o încheie. De la Nichita. Fiule, stinge lumina când dormi, iar dacă luna te bate, scoate-i cu mâna dreaptă umbra de sub pernă. Nu te răsuci mult, dacă e să-ți amorțească ceva, oricum îți amorțește. Nu poate lipsi Marin Sorescu. Eu sunt un om de interior, pentru că sunt numai suflet și sufletul e de interior. Sunt un om de budoar, de stat între perne, printre cărți, printre rujuri, tot ce emană căldură și intimitate. În final, o călătorie înapoi în timp sau în lumea satului de chiar astăzi. Împerinat, împerinată, împerinați, împerinate. Adjectiv, popular însemnând prevăzut cu perne și cu așternut pentru dormit. Și acum o lume întreagă a satului. Hai, murgule cu picioare, cam o mândră ca o floare. Îți dă grajdul măturat, mie pat împerinat. Pe lângă Dex și Dom, deschidem și dicționarele Tezaur. Astăzi, dicționarul limbii române literare contemporane, coordonat de Dimitrie Macrea și Emil Petrovici, a apărut la editura Academiei Române în 1955.